Salutare, prieteni! Cum la voi? Cum vă simțiți? Sper foarte mult că totul e bine, că e ok, chiar dacă nu e prea bine, nu vă descurajați, fiți puternici și mergeți înainte și totul o să se rezolve. Așa, astăzi este duminică, este 25 noiembrie și este ziua de naștere a lui Sergio. Ieri am sărbătorit împreună cu oaspeții, iar astăzi eu i-am pregătit cadouri lui. Acuși o să vină să apară de grabă, el e plecat la biserică, iar eu până ce am pregătit, ia priviți ce, pentru el o surpriză foarte frumoasă. Aici este surioara mea care m-a ajutat puțin. Așa, ia priviți. Am făcut noi aici o inimioară din balonașe. În mijlocul inimioarei i-am confecționat cifra 35, deoarece împlinește 35 de ani și jos i-am pregătit, cum credeți, câte cadouri? 35 de cadouri! Vreau să vă spun că să cumperi 35 de cadouri nu costă puțin și eu nu i-am cumpărat lui 35 cadouri scumpe, poate pe viitor, la 36-37 de ani, poate la 40, o să-i cumpăr ceva mai scump, mai serios, poate buzunarul o să-mi permită. De data aceasta am cumpărat vreo 4-5 cadouri așa, mai bunișoare, iar restul sunt lucruri care eu știu că lui îi plac, din dulciuri, din mărunțișuri pe care o să aibă nevoie. Așa că voi sigur să veți împreună cu noi cum o să despachetez și ce o să fie interior. Și să scrieți dacă v-au plăcut surprizele pe care le-am făcut eu lui. Eu cred că principalul lui se-i placă, dar voi expuneți-vă părerea, ce v-a plăcut cel mai mult și vă rog foarte mult până el vine, voi să vă abonați la canalul nostru și vă rog foarte, foarte mult, după ce vreți videoclipul, să scrieți un comentariu, o felicitare pentru Sergio. Cine a venit acolo? Hai, intră! Spate, da? Da. 4. La mulți ani, că moare! Intră, intră, încolo, 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 da, încolo, încolo, încolo! Wow, inimioară, vezi! Ai înțeles? Ați toți cadourile? Da! Cum crezi, câte sunt acolo la număr? 35! Da, dulceață! 35 de ani, 35 de cadouri! Eu așa, în glumă, știi? Serios? 35 de cadouri acolo? Serios? Da. Super. Ce, începem să le schidim sau mai le mai țingă? Le lăsăm până la anul. Le deschid. Așa, e vreo ca să văd ce o să scadă ție primul. Super, e făcut foarte frumos aici. Da, mulțumesc. Așa. Le punem aici. Decorațiune. Nu știu de la care să începem. Care? Hai, chiar vezi în sand și eu uitat acolo ce am pus și chiar în sand ce-ți deschizi tu, hai! Ok! Wow! Cum crezi ce este acolo? Nu foarte. Aici e ceva așa, parcă cu bani. Cu bani ceva seamănă? Hai, e cred că n-ai să ai nevoie de farci, poți să rupi așa ca să nu fie. Nu mai atent ca să nu rup nimic acolo. Aha, da. Banii să nu rup. Scoate scociul. Hai să vedem ce o să fie prima surpriză, chiar mi este interesantă. Mă pricep eu, da, hai. Știi, undeva am văzut în hârtie asta, dar nu știu, parcă nu am cumpărat undeva. Ce de hârtie era o roșă, mă. Și aici este un stilou. Un stilou. Așa, se pot scrie multe, multe scenarii. Da, for documents. Documents. Da. E un stilou bun. Un stilou bun, da? Da. Ok. Mai departe. Mai departe, da. Cum vrei tu, comoară? Cum vrei tu? Super. Oare ce poate fi aici? Eu am luat totul ce îți place ție. Da? Da. Sper că am univerit cu gusturile. Am ghișit. Ce e acolo? O Coca-Cola, super! Îți place? Da, stai, că am emoții. Ai emoții? Tu verifici dacă e adevărată, dacă e bună, da? Da, e adevărată, zonă. Hai că să zic că facem publicitate la cola. Nu, e nu publicitate, așa. Mai departe. Nu recomandăm nimănui. Toți știm că nu este chiar. Atenția toți. Bine. Mai departe, eu cred că este cel mai frumos, adică e, nu, ce frumoasă zi de naștere. Da?
Cele mai multe cadouri le-am primit când e acolo. Și cel mai mulți ani, din toți anii vieții mele, cei mai mulți ani e acolo. Ai împlinit astăzi, da? Da, asta e foarte bun. Ce e acolo? Meltos. Eu știu pentru ce. Să am depus în mașină, da? Da, am găsit, da. La drum câte dată trebuie, din prospătar. Da, ai mâncat ai ceva, un hamburger, ceva ai mâncat, să spătezi respirația. Super! Eu asta am pus aici, ca să nu se verse dacă... Bine, bine, nicio problemă, pune acolo, un comod. Așa, mai departe. Tu la cele mașcat lăs la urmă, da? Ce mai bun la urmă, da? Dar mașcat nu neapărat ceva mai scump. Sunt de acord, da. Dar la ce cadou tu te așteptai? Hai spune măcar un lucru, dar ce tu ai vrea foarte, foarte mult să fie aici? Unu, doar un lucru spune. O geantă vreau. O geantă? Da, geantă zice mic, îți spun documentele pentru mașini. Wow, ce interesantă asta chestie. Ce e asta? O perie de dinți nouă, da? Neagră, tu vezi că e neagră. Da, eu și părul este negru. Da, e obișnuită, da? Da, fii și cafeniu cu galben. Așa, respirația să fie la drum, de acasă, când noi să fie, să ai pere nouă. Super! Am grijă de sănătatea ta. Mulțumesc, pentru că perioada mea deja trebuie schimbată și la timp. Super! Înseamnă că am luat ceva ce de ceea ce ai nevoie. Da. Mai departe. Nu ai impresia că ești la Crăciun acum. Da, dar știi încă ce e senzația mea. Știi când pe YouTube deschid fel de fel de colecții, multe, sau jucării și au o mulțime de surprize, de LOL, de astea, și eu tot cam un LOL. Păpușele LOL, da? Da. Păpușoare LOL. Ce este acolo? Crezi că e ceva pentru mașină? Dacă știu. Nu, dacă smile, înseamnă că e ceva pentru dinți. Să-i atent, să nu rup. Ce antibacterial. Este? Pentru mașină, iarăși. Ce este? Șervețele umide, nu? Wow! Corector. Da. Correction pen. Toată mașină. Toată mașină. Mai să ai nevoie pe ceva să scrie acolo, tot dar ai stilou, ai scrie niște notiți ceva, niște documente, ai să greșești cumva întâmplător. Nu, am idee. Ai să corectezi. Pentru filmări. Pentru filmări, da? Da, da, da. Că scrii scenariu dacă ceva greșești, da, corectez. Da, 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 ok. Da, da, da. Asta tot e grea. Ca și pe cola. Hai spune, cum crezi ce poate fi acolo? Așa. O, trebuie să găsesc încă, da? Așa, pune, pune, că e timp deschis. Nu numai adică să te oprești, cât timp deschis? Ceva de mâncare. Ceva de mâncare? Crezi că... Da, gândesc că da. Da! Lapte condensat! Da! Lapte condensat! La români nu e pierd mare lucru. Și cu zahăr. Super! Dar noi avem de asta, e o treabă foarte bună. Îi place să-și lapte condensat. Da. Aici? Nu, aici ceva nu de mâncat. Aici nu ceva de mâncat. Dar nu știu ce. Aici poate fi orice, știi? Da, da. Wow! Asta e un antiperspirant. Da. Super. Ia? Stai că... Oh, dai rece. Așa ceva nu mă așteptam din partea ta, chiar... E exclusiv. E rece? Da, e rece tare. De ce e rece? N-am fost în frigider, de ce oare rece? Prospătează cu rece. O, gata, m-am prospăt. Miroase? Da, asta când ți-i somn tare. Gata. Așa. Zice, tot îl încearcă, tot îl gustă de dată și ce îi plac lui cadourile. Am luat condensat, nu l-am deschis, dar îl deschid. Ce mare ai acolo? Hai să vedem. Wow. Ceva micuț, subțireu. Așa. Eu cred că aici este Mentos. Bombonele pentru mașină. A, nu. Aici e de celălalt, care cu cacao, cu
ciocolată, cum nu știu, Miller. Și încă sunt încă multe, multe. Multe, multe. Dar pe ștoaie, dar cu mulți ani. Mulți, mulți ani. Îți imaginezi structurația 35 de acum. Scrieți în comentarii, eu să am să fiu un om de 35 ani. Sau nu? Sau câți ani ești, Dalu? Sau câți ani mi-ați dat, dacă n-ați ști că astăzi împlinesc 35 de ani. Vitamine! Da, vitamine! Vitamina C. Așa e? Da. Tot în mașină, nu? Tot în mașină. Așa, tu poți trăiești în mașină de acum, ai totul pentru mașină. Da, totul. Două, da? Da, portocală și din fructe de pădure. Așa, da. Mai departe. Asta ce poate fi? Eu văd că tu doar cele mărunțile deschizi, da? Da. Și migărilă. Așa că, Sergiu, crede că în cele mai mușcate okay. Este ceva mai mare. Așa că voi aveți răbdare și vizionați până la urmă. Dar poate o să vă fi interesat ce o să faci și vă așa surprize. Nu, acum și ok. Dacă vrei, eu iau de aici. Nu, ia cum vrei tu. Da? Nu contează. Da, nu contează. Eu cred că noi toți suntem foarte... Noi doar, toți suntem foarte curioși să vedem ce acolo este, da? Gumcă de leu. Pentru a lustrui pantofii, corect? Da. Micuță, da. Tot pentru mașină. Tot pentru mașină, așa. Tot pentru mașină. Eu spun, eu zic că te mut în mașină să nu trăiești. Eu te pregătesc pentru o viață de mașină. Opa. A, eu știu, mă pregătești pentru călătorii. Da, da, corect. Așa, ceva mai voluminos a luat Sergio? Da. Oare ce este acolo? Tot pentru mașină. Tot pentru mașină? Ce mai este acolo? O roată, ce mai... Nu, nu, nu. Aproape ghicit. Niște cerabi. Tot pentru roțile tale, da? Da, pentru roțile mele. Da, da. Super! Cerabiei, vezi ce strămășeai? Corele le prins bine, tu știi? Cât sunt? Nici nu mai țin minte. 5, da? 5, da. 5 pe cerabiei. Să nu-ți îngheți picioruștii când se la volan acolo și se pești pe frână. Exact. Da, da, da. Super. Emoții. Sper că pozitive. Doar pozitive. Cât de încântat, dulceață, mă bucur să văd bucurie pe fața ta. Tu așteptai să vezi reacția asta, eu știu. Da, serios. Aștept să văd reacția ta. Să vii mai repede ziua ta, Mariam. Da, super. Tu nu știai că toate cadouri îți pregătesc ție? Nu. Nici nu ți-ai venit în gând. Eu mă gândeam la vreo 60, dar nu chiar. Nu, serios, la câte când te gândeai aproximativ? 45. Aha. Nu știm din ce și-am discutat noi cu tine, că e cam ce-aș vrea, cam asta. Mă gândeam că din tot ce-am discutat noi, e ca aia să ai să le faci, știi? Încolo tu mi-ai făcut... O, spumă de ras, la mine se termină, voi mi-ați cheltuit-o cu challenge-uri. Și ea e stabilită. Este gel în parcă de ras, nu? Nu e gel, parcă e gel de ras. Sau nu, spumă. Foam scrie. Aha, spumă. Ok. E bine. Ok. Haideți să deschidem pe acesta. Și va mai tărișor. Ceva tare! Super tare! Ia uitați câte mai sunt încă sunt multe. Wow! Eu știu pentru ce asta. Pentru ce? Este, în primul rând, un caiet. O, culoarea la foi este așa mai galbui, asta e bine pentru vedere. Nu găsesc culoare când e albă. Albă e prea luminoasă. Și aici am unde să pun stilul. Așa. Și am unde să scriu ideile. Da. Și anume, ori tu știai sau nu, nu știu, adică ți-am spus sau nu. Mi-mi place că este cu lasticul acesta. Foarte comun. Super, mulțumesc, mulțumesc. Cu mare drag. Am cu multă dragoste. Așa. Dă-mi cu un micuț. Bombonele pentru mașină. De fapt, acestea cred că sunt gume, nu? Da, rezinca jelatină. Nu ți-am inteles de nimic ele? De copilărie. De copilărie noastră, da? Da, 100%. Da, da, da. Super.
Te-am dus puțin în copilărie. Așa. Eu știu, chiar dacă ai plinit 35 ani, oricum, tu ești, la suflet, ești copil încă. Dar... În sensul bun a cuvântului. Sigur, sigur, eu știu. Îți le rajez, da, frumos eu? Așa. Dar ce faci acum? Îi sortez. Pentru și... Care și unde? Care mașină? Care, care în burtă? Care... Ok, las fișa asta, asta e tot mașină. A sigur el fără... Fără la roșu, știi, și... Ai emoții când ai emoții, să mănânci ceva dulce, da? Știi că la semaforul cealaltă este de vreo 60 secunde, stai? Am mai scos o linguriță de lapte condensat și... Wow! Ciocolate! Super, câte ori am avut posibilitatea, dar n-am luat niciodată așa. Eu nu ți-mi spun că adesea. Da? Eu am mâncat. Pentru mașină. Totul pentru mașină. Da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc. Sigur că mă voi împărți și cu voi. Super. Aici e Fanta. Poate încă o cola. De unde știi că e Fanta? Judeam, nu știu. Dar poate e o bere acolo. Nu, nu bere știu că nu e pus. Noi nu bem acolo, deloc. Da, corect. Așa. Acum să vedem. Momentul adevărului. Deasupra parcă e Fanta sau cum? E la fel. E Fanta. Da, îmi place cu gust de mandarină. Mulțumesc, Olga. Hai bă pe acesta. Hai pe acesta. Interesant ce e aici. De sigur. Îți place cum le-am împachetat? Super. Foarte frumos. Cam cu scoci așa de fugă. Când noi erai acasă, prindeam momentul. Napolitane! Ce ne pe care tu nu le preferi, dar eu le prefer. Avem pentru tine! Ar da ceva parcă necomestibil, știi cum eram. Dar mulțumesc! Pentru mașină, eu am înțeles. Așa, multă mâncare pentru mașină. Aș parcă gentuț pentru tine. Ce era tu îngeri, știi? Eu acolo cador mie mi-a pregătit, zic că ți-e așa mai dulce de mie și mi-a mașcat mie, mi-a luat. Adică o parte mie și o parte ție, zici că îți poate mie, da? Ok. Las că vine în curând ziua mea de naștere. Știi de acum cu tu cât cador trebuie să pregătești? Wow, mamita! Acest cadou este din partea socrilor tăi. Serios? Da! Foarte mămică și tătică lui. Foarte bine. Bucurea. Este din piele naturală. Da, se vede. Da. Eu am altele de ele sunt mai tare așa și... Adică parcă din carton ai dat mâine. Da, da, da. Dar asta e bună. Da, e bună. Mulțumesc, mulțumesc socrilor. Dacă vă uitați la ce filmuleț, vă spun mulțumesc. Și un like din partea. Ceva mai pătrat. Videoclipul cred că de astăzi o să fie foarte lung, dar, dar tot atât și interesant. Mămânele pentru mașină! Super! Da, nouă ne place acestea. Sunt gustoase și ceva așa mai... Acos că e că sunt 100% natural. Da. Da? Da. Sperăm și noi că sunt naturale. Da, priviți. 100% natural așa scrie. Sperăm și noi că e așa. Și încă una de asta, ia uite. Tu crezi că așa? Da, cu alt gust. Ia, să vedem, intuiesc eu bine sau nu. Da! Ești foarte priceput, dragul meu! Fanta, ai ghicit? Ha, poate, poate nu deschide pe așa, spui, acolo este așa, acolo este și ea, acolo este și ea. Așa un iPhone 10. E prea mic pentru iPhone. Da, eu nu știu. Așa. Și acolo este iPhone 11. Wow! Ah! Ruș pentru buze, când buzele crapă. Te uitam, dar ce m-a întrebat? De vreo două ori m-a întrebat
spun aceasta de trecută, dacă este ruș pentru bărbați, nu știu cu... Da, este ruș igienic. Igienic, da. Fără culoare, da. Fără culoare. Super. Toată mașină, dragul meu. Toată mașină. Să vedem ce este aici. Eu cam intuiesc că este ceva dulce. Ceva din ciocolată. Da? Da. Din ce care îmi place mie. Serios? Da. Eticheta de culoare roșie. Nu știu, hai să vedem, eu nu știu acolo. Da, eu te-am văzut! Măi, Sergiu, mă, ghicit! Ciocolata ta preparată, da? De obicei este, da, iau că e mail cu nou. Păi atât nu-ți diferă cu așa micuță. Bun. Este un spirit cel de dezinfectat mâinile, corect? Da, un săpun. Super. Tot pentru o mașină. Tot pentru mașină. Ai ceva comestibil. Poate chibrite sunt. A? Poate sunt chibrite. Aaa! Încă o cutioare de ce? Posibil cu alt gust. Corect! Pentru mașină. Da, avem două diferite. Ia uite-l, este miteluț cu bujorul, este. Ia să vedem ce are el aici. Ce ai acolo cu aia toată? Ce nouă! Ta-da! Și l-am făcut numai și în câteva secunde. Tot în mașină, da? Da, când s-a lăsat afară. Să nu stric, să nu stric. E gata. Să te joci, da, ce interesantă chestie, nu? Da. Noi ca asta e așa ceva, așa că tu te vei juca. E foarte bun. Mă voi uita tutoriale pe YouTube și voi vedea cum se face el. O pun aici. Așa. Eu să văd cât mai sunt de aici. Aha, mai sunt câteva. Cele mai mașcate le-a lăsat-o, da? Aaa, ceva care... Prăfuleț ceva. Prăfuleț ceva? Sau ceva mărunțel. De luce, nu știu. Și de... Ceva... comestibil. Wow, 3-in-1! Cafea 3-in-1. De asta care îmi place mie. Eu știu! Mulțumesc, mulțumesc! La comestibil. Toată mașină. Trebuie și un ceaie confirmator. Da. Și o cană. Asta e cum a 36 de ani, să dau. A să scrie acolo în listă. Pentru mașină. Ia uite cât gunoi aici! Câtă hârtie și câte cadouri, cremata de... Eu așa vreau să am așa ceva în mașină. În mașină! Ce înțeleg că cele mai scumpe încă nu le-ai deschis. Așa? Eu cam intuiesc ce e aici. Las eu. Oricum fiecare cadou, fiecare e super. Și mai ales că sunt 35. La număr! Ce este oare acolo? La subțire. E foarte ce? Mașină! Câte ai nevoie ceva să tai, nu? Da, mașină. Da. Așa. Wow, ce este? Wow! Un fel de bilă aici scrie pentru baie. Bila ca sa pun el, cred ca e. Uh-huh. Așa pui în baie și se face spumă, da? Uh-huh. Corect? Spumă de baie. Da. Breath, bomb, glicerin, soap. Da. A, un săpun. Două lucruri, sunt acolo. Două lucruri, un săpun și bila se ceasă pentru... Bomb, da. Ce păcut miroase, ia mirosese. Super. Aici la igienice. Chiar miroase, sunt mai încoace. Să vedem aici ce este. Așa, acesta și mai sunt încă 3, da? Super! Foarte tare, mă mică! Eu așa de mult vreau una de asta. Aici pot spune și documente.
și banii. Și euro, și dolari. Spune ce e aceasta? Gentuță. Acesta este un portofel mare. Portmonia, portofel. Și documente. Din piele naturală, dulceață. Chiar. De la sine natural. Sergio a avut un cadou de la cineva așa gentuță și a pierdut-o. A pierdut-o din greșeală și a colorat și cu bani. Da, nu, cum o zăre. Nu, dar, da, da. Da, și îi plăcea foarte mult și a pierdut-o și cam a plâns vreo câteva ani pe gentuța aceea. Și eu i-am cumpărat una asemănătoare. Numai că e din piele naturală. Super. Și asta e mai mare și e mai... Ia privește culoarea, tu vezi? Da, e și ești. Mm-hmm. Set. Da. Eu m-am mai aștept acolo o chestie de genul. Hai să vedem. Aici, aici trebuie să fie ciocolată. Da, da, da. Așa, acest cadou e din partea Jasminei. Da? Da. Wow. Ia zis că vrea să fie din partea ei. Apropo, ea mai are pentru tine ceva, încă surprize. Dacă nu o să vină acasă, o să-ți dea. Aha. Personal, bine? Ok, da. Așa, ciocolata. Cu gustul tău preferat. Caramela și arahide. Super. Super, mulțumesc. Jasmina, un like la tătiv, mulțumesc. Tot e pentru mașină. Și drept, mă uitam la cutia asta și mă gândeam că e asta. Nu mai e chiar ce e mai mare. Și da? te gândeai că așa ceva ți-a scăduiesc e? Te așteptai la așa ceva? La așa ceva? Da. Mă așteptam. Serios? Da. Wow. Arată că suntem în același gând. Super. Jumătate, jumătate. Gândim același, la fel, da? Gândim la fel. Gândim la fel, privim la fel. Da. Mergem la fel. Da. Avem aceeași țintă. Wow. Pentru mașină, eu n-am niciodată așa mașină. Pentru năsucul tău. Pentru lacrimi mele. Pentru lacrimi mele. Da? Multe șervițele uscate. Super. Este pentru tătico, pentru mamica, pentru Jasmina, pentru Melissa și aici mai trebuie și de făcut un băiezel, cred că. Ok. Și ultima, cea mai interesantă, cred, la urmă. Dacă vă este interesant, abonați-vă la canalul Cool Family, puneți like, apăsați clopoțelul numai decât și eu vă deschid. Aveți 3 secunde la dispoziție. 1, 2, care pișor, 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 pișor. Doi și jumătate. Trei. Ați reușit? Eu sper că da, că eu deja am deschis aici. Eu am reușit să deschid. Și este mult așteptata mea geantă. Super. Haide. S-o deschizi? Verifică, controlează, probează, nu știu. Opa, verifică. Verific. Op. Super. Loc de stovare. Da, foarte destul. Iar și vede că pielea naturală. Uh-huh. Este încăpătoare, nici prea mare, nici prea mică. De care am nevoie. Mulțumesc, Marica. Ia privește. Da, și iar și... Ia privește. Deci ești culoare. Super. Foarte drăguț. Totul e înset. Foarte drăguț. Hai să vedem neapărat cu atoare. Este un cafeniu închis, așa. Aha. Uh-huh. Piele naturală se simte, dacă e piele, e piele. Mm-hmm. Așa, super. Așa, dragul meu, ți-a plăcut surprizele? Foarte tare. Așa, vreau tare. Să numere... Câți surprize tu ai de acum? 2, 3, 4, 5, să cotim, da? Da. 5, vreun. Da, tot care ești schis. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34. Da, 35 a unde? Nu știu. Tu câți ai împlinești? 34 sau 35? 35. Acum 65 a 35 a cadou la tine. Serios? Este super cadou. Super, știi, super jocul. Apropo, până îți dau cadou, vreau să zic că toate acestea mărunțișuri, unele sunt pentru o mașină, iar altele sunt pentru o geanta ta nouă. Da. Inclusiv acest carnet și farfica și stiloul cerape nou și șervețelile, da, și corector, șervețelile, a și săpunelul acela. Totul este pentru geanta ta nouă. Mm-hmm. Aceea e pentru mașina. Așa, ești pregătit să primești ultimul cadou? Wow, eu nici nu m-am gândit că Monica este cel mai mega tare. Da? Așadar, eu merg să iau cadou care nu e departe de tine, chiar în spatele tău. Ia, uite acolo, hai, ridică-te și ia-l. În spatele la pernuțe. Hai, te desperi dintr-o parte. Al 35-lea cadou. Wow. Și nu e greu. Nu ți-am pus o piatră acolo, ca să fie greu. E o farsă, ce atent foarte, de acolo ceva gingăș poate să fie, așa că atent să nu rupi. Aici mai este ceva înăuntru, în interior. Casio. Împinge. Eu am și uitat de el. Măi, cât de mult vroiam în ceas. Super. Haide, arată-mi-l, scoate-l. Ia uitați. Super, arată foarte solid. Da, și el e în apă pus să faci baie cu el. Da? Luminează cu fosfor în întuneric. Uh-huh. Și nu știu ce mai are acolo, dar știu că are încă lucruri înțante. Uh-huh. Propează-l, super, hai. Super, eu gata, îl pun și nu mă scot. Și garanție acolo în cutie, nu, persie, este garanție uh-huh. pentru el, bine? Uh-huh. Super. Chiar tare, tare îmi place. Frumos, frumos. Super. Foarte tare. Wow! Nu găsesc cuvinte. Super tare. Cea mai bună zi din naștere pe care am avut-o eu. Cu atâtea cadouri, cu atâtea surprize, cu atâtea emoții. Mă bucur foarte mult, Dulcea, te iubesc foarte mult. Super. Super tare. Ce mă tași de plăcut ție? Ceasul. Ceasul. Și, gen, și chestiile din piele, gentuța, portofelul și cureaua. Iar restul este ceva adăugător. Da. Care ai să mănânci, ai să le folosești și ai să amintești această zi frumoasă. Da. Super. Foarte drăguț. Mulțumesc, mămica. Mulțumesc, mămica. Mulțumesc, tăticu. Mulțumesc ție, Olga. Dacă eu, de fapt, Olga îi spun, mămica, așa, pentru că noi... am luat regula aceasta ca și copiii să se învețe să se ne spună nouă, mămica și tăticul. Vă mulțumesc vouă la toți pentru toate cadourile acestea oferite. Și ieri am sărbătorit aceasta, am avut și atunci cadouri, am avut o zi frumoasă ieri, am avut o zi frumoasă astăzi. Vă mulțumesc la toți, mulțumesc la Dumnezeu pentru că m-a adus până la această vârstă. Sunt sănătos, sunt viu, am o familie frumoasă, am... rude frumoase, socri, am prieteni lângă mine și așa mă face să fiu fericit.
Da. Mulțumesc tuturor celor care ne vizionați pe YouTube și scriți comentarii pozitive, ne încurajați ca să continuăm. Vă mulțumesc foarte mult din suflet. Da. Ok. Încă o dată, ție, la mulți ani, comoară! Mulți ani să trăiești fericiți, binecuvântați, frumoși, să fii tu neapărat puternic, curajos, cu multă creativitate, cu multă putere și să rămâi, să fii în continuare un soț, un tată și un bărbat cool. Da. Ok? Cool. Da. Noi te iubim cel mai tare să fii, da, cel mai tare, cel mai super. Noi te iubim foarte mult. Ok. Încheiem vlogul aici și dragii noștri, sper că ați rămas până la sfârșit cu noi și a fost interesant să vedeți ce cadouri a primit Sergiu. Deci, scrieți în comentarii dacă a fost interesant. Poate v-am dat și voi niște idei ca să faceți voi celor dragi cadouri la fel. Bun, nu contează prețul, contează nume însuși și momentul și din toată inima să fie, da? Da. Să faceți plăcut celor dragi. Noi ne-am rămas buni de la voi, vă îmbrățișăm. Vă pupăm, vă iubim. Pa, pa! Pa, pa! O zi frumoasă! Pa, pa! Și nu uitați de like-uri!